intrați în curte ca să... Intrați în curte ca să planăm orice conflict. Zeci de polițiști, focuri de armă și mașini incendiate. Este imaginea groazei din cartierul ploieștean Mimiu. Un scandal izbucnit brusc între mai multe persoane a transformat zona în vestul sălbatic. E greu, e greu, e greu, tată, e greu. N-are curaj. N-are curaj să iasă nimeni. Are loc un conflict între mai multe persoane care au aruncat cu pietre, distrugând trei autoturisme parcate și incendiind unul dintre acestea. La fața locului au fost dirijate mai multe patrule de siguranță publică, luptători SAS, jandarmi, militari și polițiști locali care au intervenit pentru aplanarea conflictului. Pentru dispersarea celor implicați a fost folosit armamentul din dotare, fiind trase două focuri de armă în plan vertical. De asemenea, a fost solicitat și un echipaj ISU care a intervenit pentru lichidarea incendiului. Din fericire, intervenția rapidă a forțelor de ordine a făcut ca în urma conflictului nicio persoană să nu fie rănită. Baraca e așa, e acolo și sus. E tot, i-am văzut partea aia. Hai și... Unde mă duc? Nu mergi cu băiatul ăsta la... Dar nu a fost locul cu pietru, ai, ei! Cine a dat? S-a bătut aici și mai să bate și ea cu coronavirus asta virus. Din cercetări s-a stabilit faptul că incidentul ar fi avut loc între membrii a două familii care locuiesc în zonă, pe fondul unor dispute între copiii acestora, celelalte persoane prezente la eveniment fiind rude care au asistat. S-a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice, distrugere, distrugere din culpă și lovire sau alte violențe, iar cercetările continuă în vederea dispunerii de măsuri legale în consecință din punct de vedere penal. Polițiștii au stabilit că mai mulți dintre cei implicați în conflict au încălcat ordonanța militară numărul 3 pentru că au ieșit fără motiv din casă, fapt ce le-a adus sancțiuni contravenționale în valoare de 5.000 de lei fiecare.